Aproape 1700 de sălăjeni au ajuns la spital ori la cabinetele medicilor de familie în doar o săptămână cu diverse simptome specifice virozelor sau pneumoniilor. Medicii reamintesc că infecțiile respiratorii pot fi prevenite prin spălarea frecventă a mâinilor cu săpun, acoperirea nasului și a gurii în caz de tuse sau strănut și evitarea contactului cu persoanele bolnave. În cazul gripei, vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii. Direcția de Sănătate Publică Sălaj a început monitorizarea cazurilor de gripă și infecții acute ale căilor respiratorii pentru a preveni apariția unor probleme de sănătate publică în acest sezon rece. Directorul instituției, Ligia Marincaș, susține că în prima săptămână de monitorizare, 1585 de sălăjeni au fost diagnosticați cu viroze, cele mai multe cazuri fiind constatate la categoria de vârstă 5-14 ani. Doar 8 pacienți au avut nevoie de internare, 6 dintre ei fiind copii. În perioada amintită au fost înregistrate și 145 de pneumonii, cele mai multe la grupa de vârstă 15-49 de ani. Din totalul bolnavilor, mai mult de o treime au necesitat internare pentru tratament și supraveghere. Reprezentantul DSP Sălaj a mai spus că monitorizarea se va face în primăvara anului viitor, prin centralizarea numărului de cazuri diagnosticate în cabinetele medicilor de familie și a numărului de internări la secția de boli infecțioase. În cadrul campaniei de vaccinare antigripală pentru sezonul rece 2019-2020, Direcția de Sănătate Publică Sălaj a realizat catagrafierea populației, stabilindu-se un necesar de peste 27.000 de doze pentru persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, cele cu vârsta peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical, gravid. Până în acest moment, Ministerul Sănătății a repartizat Sălajului 650 de doze gratuite de vaccin antigripal, toate pentru personalul medical.